Sute de copii s-au născut prematur în Botoșani în ultimii 2 ani. În 2015 s-au născut 219 și în primele 5 luni ale anului 2016, 98. Din păcate, unii dintre ei nu au supraviețuit, fiind înregistrate 10 decese anul trecut și 5 în 2016. Numărul copiilor născuți prematur în anul 2015 a fost de 219, din care 12 copii născuți prematuri provin de la mame minore. În anul 2016 s-au născut până în prezent 98 de copii prematuri, din care 5 copii provin de la mame minore. Spuneți toți? În anul 2015 s-au înregistrat 5 decese din numărul total de nașteri premature, iar în anul 2016 până în prezent au fost 5 decese. Dintr-un total al nașterilor care au loc într-un an la Botoșani, aproximativ 10% sunt nașteri premature. Medicul Gina Puflea, coordonatorul secției de obstetrică și ginecologie, a spus și care sunt factorii care duc la aceste nașteri premature. Există cauze care țin de organismul matern, cauze care țin de făt și anexele fetale, respectiv placentă și lichid amniotic. Cele mai frecvente sunt cauzele sociale și aici mă refer la vârstele extreme, deci fie la vârstele sub 18 ani, fie după 40 de ani. Fumatul este o cauză demonstrată de creșterea procentului de naștere prematură. Tot ceea ce presupune o ruptură prematură de membrane presupune și o naștere prematură. Sau mai sunt cauze care țin de organismul matern, boli preexistente la mamă înainte de sarcină, pe care sarcina le agravează. Sau acele boli determină o deviere patologică a cursului sarcinii și cauze care țin de acum de făt, de un sindrom malformativ la făt, de o anomalie a membranelor care se rup mai devreme de declanșarea normală la 37-40 de săptămâni. Dar pe lângă factorii medicali care duc la nașterile premature, un alt factor important este și cel social. Cazuri nedispensarizate, vorbim de cazurile nedispensarizate, în care există o patologie, sindromul anemic sever, în general din mediul rural, mamele care marele multipare, care nu au alimentație corectă, care nu au o igienă a sarcinii corecte, așa. Da, mediul social își pune amprenta esențială. Un caz aparte de naștere prematură înregistrat la Botoșani este cel al unui copil care a cântărit când a venit pe lume la 28 de săptămâni, doar 700 de grame. Bebelușul a reușit să supraviețuiască plecând din spital cu o greutate de 2000 de grame. La noi, în spital și care s-a și recuperat, a fost un nou născut de 700 de grame, cu evoluție bună. Sunt însă și copii care se nasc prematur cu o greutate de 500-600 de grame, dar în aceste cazuri mortalitatea este una ridicată.